Sunt Bărbierul Nadia, profesor de matematică la școala gimnazială numărul 150, iar astăzi vă voi prezenta operații fracții algebrice, adunare și scădere. Să ne reamintim câteva lucruri. Operațiile cu fracții algebrice se efectuează respectând regulile de calcul cu numere reale. Dacă rapoartele au același numitor, atunci rezultatul sumei sau diferenței lor este un nou raport cu același numitor dat, dar al cărui numărător este suma sau diferența numărătorilor rapoartelor inițiale. Adică, fracția e supra g plus sau minus fracția f supra g este egal cu e plus f supra g. Ținem cont că numitorul trebuie să fie diferit de 0. 3. Dacă rapoartele nu au același numitor, prin amplificare le aducem la numitorul comun și procedăm ca la fracțiile ordinare. Adică, numitorul comun este produsul factorilor comuni și necomuni, factorii comuni fiind aleși la puterea cea mai mare. Pentru a exemplifica, am pregătit câteva exemple. Primul exemplu, x plus 5 supra 6 minus fracția 2x minus 1 supra 6. Observăm că cele două fracții au același numitor. Voi scrie numitorul comun 6 și voi aduna sau scădea numărătorii. În cazul meu voi scrie x plus 5 minus, voi scrie în paranteză 2x minus 1. Îmi va da rezultatul x plus 5, țin cont că minus în fața parantezei schimbă semnul tuturor termenilor din paranteză și voi obține minus 2x plus 1, totul supra 6. Adunăm termenii asemenea. X cu minus x îmi dă minus x, x cu minus 2x egal cu minus x, 5 plus 1 fac 6. Deci rezultatul final, minus x plus 6, totul supra 6. Al doilea exemplu, punctul B. 5 supra x minus 3 supra x plus 2. Observăm că cele două fracții nu au același numitor. Pentru aceasta, prima fracție trebuie să o amplific cu x plus 2, a doua fracție trebuie să o amplific cu x. Și voi obține 5 pe lângă x plus 2 minus 3 x, totul supra x pe lângă x plus 2. Efectuez înmulțirile și voi obține 5x plus 10 minus 3x supra x pe lângă x plus 2. Adunăm termenii asemenea. 5x minus 3x obțin 2x plus 10 supra x pe lângă x minus 2 și asta este rezultatul final. Al treilea exemplu este 2 supra x minus 1 minus 4x supra 1 minus x pătrat plus 2 supra x plus 1. Trebuie înainte de toate să descompunem numitorii. Primul numitor îl lăsăm la fel și voi obține 2 supra x minus 1 minus 4x supra. Acesta este formula de calcul prescurtat care se scrie 1 minus x pe lângă 1 plus x plus 2 supra x plus 1. Acum trebuie să aducem la aceeași numitor. Observăm că numitorul meu comun este x plus 1 pe lângă x minus 1. Deci pe prima fracție o amplific cu x plus 1. A doua fracție observ că nu am x minus 1, ci am 1 minus x. Pentru aceasta voi amplifica fracția cu minus 1 ca să inversez ordinea termenilor. Iar ultima fracție o amplific cu x minus 1. Și voi scrie 2 pe lângă x plus 1, supra x minus 1 pe lângă x plus 1, plus 4x, deoarece minus ori minus fac plus, supra x minus 1 pe lângă x plus 1, plus 2 pe lângă x minus 1, supra x minus 1 pe lângă x plus 1. Efectuez distributivitatea înmulțirii față de adunare și voi obține 2x plus 2, plus 4x plus 2x minus 2. Deoarece 2 ori minus 1 fac minus 2. Și obțin, adun din nou termenii asemenea. 2x plus 4x plus 2x îmi dă 8x și observ că 2 și cu minus 2 se reduc. Supra x minus 1 supra x plus 1. Deci rezultatul final este 8x supra x minus 1 supra x plus 1. Acum, deoarece am învățat câteva exemple, să încercăm să aplicăm în câteva exerciții. Primul exercițiu spune așa. Forma cea mai simplă a expresiei, x minus 2 supra x minus 4, plus x pătrat plus x minus 4 supra 16 minus x pătrat, plus x minus 5 supra 4 plus x, unde x aparține numărul reale, minus elementele, minus 4 și 4 este. Și avem 4 variante de răspuns. Voi încerca să rezolv acest exercițiu, astfel încât să vedem care dintre soluții este corectă. Voi scrie încă o dată exercițiu. X minus 2 supra x minus 4, plus x pătrat plus x minus 4 supra 16 minus x pătrat plus x minus 5 supra 4 plus x. Din nou, trebuie să descompunem numitorii pentru a aduce aceste sume la același numitor. Prima fracție rezultă x minus 2 supra x minus 4 plus numărătorul rămâne la același, x pătrat plus x minus 4 supra. Observăm din nou că avem aici formulă de calcul prescurtat care se scrie 4 minus x pe lângă 4 plus x. Plus avem fracția x minus 5 supra 4 plus x. Trebuie din nou să aducem la aceeași numitor. Numitorul meu comun este x minus 4 pe lângă x plus 4. Pentru aceasta, prima fracție o amplific cu x plus 4, a doua fracție o amplific cu minus 1, ca să pot să inversez ordinea termenilor, iar ultima fracție o amplific cu x minus 4. Și voi scrie x minus 2 pe lângă x plus 4, minus, deoarece minus ori plus fac minus, pe lângă x pătrat plus x minus 4, plus x minus 5 pe lângă x minus 4,
totul supra, x plus 4 supra x minus 4, numitorul meu comun. Voi mulți pe x cu fiecare termen din paranteza a doua și voi obține x pătrat plus 4x și pe minus 2 cu fiecare termen din paranteza a doua și îmi va da minus 2x minus 8. Minus în fața parantezei schimbă semnul tuturor termenilor din paranteză. Și atunci voi avea minus x pătrat minus x plus 4 și voi efectua în partea a doua din nou înmulțirile și voi obține x pătrat minus 4x minus 5x și minus 5 ori minus 4 plus 20. Totul supra x plus 4 supra x minus 4. Adunăm din nou termenii asemenea. Observ că x pătrat se reduce cu x pătrat. 4x de aici se reduce cu minus 4x. Să văd ce a mai rămas. Minus 2x și cu minus x fac minus 3x și cu minus 5x fac minus 8x. Mi-a mai rămas un x pătrat, deoarece le scriu în formă canonică, plus minus 8 și cu minus 4 fac minus 4 și cu plus 20 fac plus 16. Totul supra, x plus 4 supra x minus 4. Observăm că la numărător, x pătrat minus 8x plus 16 este formulă de calcul prescurtat, care se scrie x minus 4 totul la pătrat supra x plus 4 pe lângă x minus 4. Se simplifică fracția x minus 4 cu x minus 4 și voi obține x minus 4 supra x plus 4. Deci rezultatul meu corect este punctul C. Începem exercițiul al doilea. Efectuați calculele utilizând operația de simplificare. Calculele mele sunt 3x plus 2 pe lângă x minus 1 supra x pătrat minus 2x plus 1, minus 10 supra x pătrat minus 1, minus 3x minus 2 pe lângă x plus 1 supra x pătrat plus 2x plus 1, unde x aparține număr reale, minus elementele, minus 1, 1. Rezultatul este și avem din nou 4 soluții. Noi o să încercăm să rezolvăm, să vedem care soluție este corectă. Voi scrie din nou exercițiu și am 3x plus 2 pe lângă x minus 1 supra x pătrat minus 2x plus 1, minus 10 supra x pătrat minus 1, minus 3x minus 2 pe lângă x plus 1 supra x pătrat plus 2x plus 1. Primul numărător îl copiez, adică 3x plus 2 pe lângă x minus 1, iar primul numitor observ că x pătrat minus 2x plus 1 este formulă de calcul prescurtat, care se scrie x minus 1 totul la pătrat. Minus 10 supra x minus 1 pe lângă x plus 1, minus 3x minus 2 pe lângă x plus 1, supra. Observăm că aici, ultimul termen, avem formulă de calcul prescurtat, care se scrie x plus 1 totul la pătrat. Egal mai departe. Observăm că putem simplifica x minus 1 cu exponentul și x plus 1 cu exponentul. Și voi obține 3x plus 2 supra x minus 1, minus 10 supra x minus 1 pe lângă x plus 1, minus 3x minus 2 supra x plus 1. Trebuie să aducem la același numitor ca să putem să efectuăm calculele. Primul termen îl amplific cu x plus 1 și al treilea termen îl amplific cu x minus 1. Și voi obține 3x plus 2 pe lângă x plus 1, minus 10 termenul al doilea, minus, îl scriu în paranteză 3x minus 2 pe lângă x minus 1, supra numitorul meu comun este x minus 1 pe lângă x plus 1. Efectuăm calculele și obținem 3x pătrat plus 3x plus 2x plus 2 minus 10 minus 3x pătrat plus 3x plus 2x minus 2. Adunăm termenii asemenea, dar observ că 3x pătrat cu minus 3x pătrat se reduc. Mai observ că și 2 se reduce cu minus 2. Și vedem ce ne-ar mai rămas. 3x plus 2x fac 5x plus 3x 8x plus 2x fac 10x. Minus 10 supra x plus 1 pe lângă x minus 1. Observ că la numărător am 10 factor comun și îl dau. 10 pe lângă x minus 1 supra x plus 1 pe lângă x minus 1. Și îmi dă rezultatul final, pentru că x minus 1 se simplifică cu x minus 1 și îmi dă 10 supra x plus 1. Deci rezultatul meu corect este punctul D. Al treilea exercițiu pe care vi-l propun este: se consideră expresia m mare de x egal cu 1 supra x pătrat minus 3x plus 2 supra x pătrat minus 9. Valorile lui x pentru care e de x este bine definită sunt. Și am 4 variante de răspuns. O să încercăm să rezolvăm exercițiul ca să vedem care variantă este corectă. Ce înseamnă că fracția să fie bine definită? Înseamnă că numitorii trebuie să fie diferiți de 0. Și voi obține. Primul numitor este x pătrat minus 3x, voi scrie diferit de 0. Rezultă, observ că pot să-l dau pe x factor comun și voi scrie x pe lângă x minus 3 diferit de 0. Asta înseamnă că primul termen poate să fie diferit de 0, deci x diferit de 0. Și al doilea termen, x minus 3 diferit de 0, rezultă că x diferit de 3. Al doilea numitor, x pătrat minus 9. Îl voi scrie x pătrat minus 9 diferit de 0. Este și el formulă de calcul prescurtat care se scrie x plus 3 pe lângă x minus 3 diferit de 0.
Asta înseamnă că primul termen diferit de 0, deci x plus 3 diferit de 0 rezultă x diferit de minus 3 și x minus 3 diferit de 0, deci înseamnă că x diferit de 3. Deci ca expresia să fie bine definită, înseamnă că x trebuie să aparține numărilor reale minus elementele acestea pe care le-am găsit și le voi scrie în ordine crescătoare, minus 3, 0 și 3. Minus 3, 0 și 3. Exercițiul 4. Se consideră expresiile. E mare este egal cu 2x pătrat minus 3x minus 17 supra x pătrat minus 10x plus 21 și f mare egal cu 2x plus 1 supra x minus 7, unde x aparține numărilor reale minus elementele 3 și 7. Rezultatul calculului e minus f este. Și am din nou 4 soluții. Pentru aceasta începem rezolvarea să vedem care dintre cele 4 soluții sunt corecte. Iau primul numitor, pentru că este un numitor mai mare, să-l descompun în factori. Și voi scrie x pătrat minus 10x plus 21 egal cu. Observ că aici pot să folosesc un artificiu de calcul pe care până acum nu l-am folosit. Și mă gândesc, care este produsul a două numere să-mi dea 21 și suma minus 10? Minus 7 ori minus 3 fac 21, minus 7 plus minus 3 fac minus 10. Deci înseamnă că voi scrie x pătrat. Voi descompune termenul minus 10x în minus 7x minus 3x plus 21. Exact cum mi-am scris, între primii doi voi da factor comun. Și voi da x pe lângă x minus 7, minus între ultimii doi termeni, observ că este minus 3 factor comun pe lângă x minus 7. Observ din nou că am paranteza x minus 7 factor comun și voi obține x minus 7 pe lângă x minus 3. E minus f este egal cu. Înlocuiesc, deci mai întâi rescriu încă o dată expresia și la numitorul, primul numitor, voi înlocui cu descompunerea pe care am găsit-o. Deci voi scrie 2x pătrat minus 3x minus 17 supra x minus 3 pe lângă x minus 7 minus 2x plus 1 supra x minus 7. Înseamnă, ca să pot să rezolv, trebuie să aduc la același numitor. Numitorul meu comun este x minus 3 pe lângă x minus 7. Și înseamnă că pe a doua am privit cu x minus 3 pe lângă 2x plus 1, iar primul numărător rămâne același. 2x pătrat minus 3x minus 17 minus 2x plus 1 pe lângă x minus 3. Efectuez calculele și voi obține 2x pătrat minus 3x minus 17 minus 2x ori x fac 2x pătrat, 2x ori minus 3 minus 6x, x ori 1 x, x 1 ori minus 3 fac minus 3. Egal mai departe, 2x pătrat minus 3x minus 17 minus 2x pătrat minus x plus 6x plus 3 supra x minus 3 pe lângă x minus 7. Reduc termenii asemenea dacă am de redus și obțin că 2x pătrat se reduce cu minus 2x pătrat și calculez mai departe. Minus 3x cu minus x fac minus 4x plus 6x fac 2x, minus 17 plus 3 fac minus 14, supra x minus 3 pe lângă x minus 7. Observ că la numărător o să-l dau pe 2 factor comun și voi scrie 2 pe lângă x minus 7 supra x minus 3 pe lângă x minus 7. Simplific fracția cu x minus 7 și voi obține 2 supra x minus 3. Înseamnă că rezultatul meu corect este punctul B. Exercițiul 5. Se consideră M mare expresia de forma 2x plus 8 supra x pătrat plus 8x plus 16 și N de forma 1 supra x plus 4. Îmi cere valorile întregi ale lui x pentru care M plus N sunt. Și avem 4 variante de răspuns. Să încercăm să rezolvăm, să vedem care variantă de răspuns este. Copiem exercițiu, M plus N egal cu 2x plus 8 supra x pătrat plus 8x plus 16 plus 1 supra x plus 4. Egal cu. Observ că la numărător, la primul termen, pot să-l dau pe 2 factor comun și voi scrie 2 pe lângă x plus 4, iar la numitor am formulă de calcul prescurtat, care se scrie x plus 4 totul la pătrat, plus 1 supra x plus 4. Observ că se simplifică x plus 4 cu exponentul și voi obține 2 supra x plus 4 plus 1 supra x plus 4. Avem același numitor și voi scrie numitorul și adun numărătorii. 2 plus 1 fac 3. Deci rezultatul meu final este 3 supra x plus 4. Dar cerința mea era să determin valorile lui x pentru care această sumă să aparțină lui z. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că numitorul meu x plus 4 trebuie să aparțină divizorilor numărătorului. Numărătorul meu este 3, deci voi scrie că x plus 4 aparține divizorului 3. Divizorii întregi ai lui 3 sunt minus 3, minus 1, 1 și 3. Și voi rezolva pentru fiecare în parte. Deci voi scrie x plus 4 egal prima dată cu minus 3, voi rezolva, îmi dă x egal cu minus 7.
x plus 4 egal cu minus 1 înseamnă că x egal cu minus 5. X plus 4 egal cu 1 înseamnă x egal cu minus 3 și x plus 4 egal cu 3 rezultă x egal cu minus 1. Deci soluția mea corectă este punctul D. La exercițiul 6 mi se dă expresia e de x, 1 supra x pătrat minus 3x plus 2 supra x pătrat minus 4x minus 1 supra x pătrat minus 7x plus 12. Unde x aparține numărul reale minus elementele 0, 3 și 4. Soluția ecuației e de x egal cu 0 este și am din nou 4 variante de răspuns. Voi încerca să rezolv să vedem care variantă este corectă. Pentru aceasta iau fiecare numitor în parte și îl descompun ca să pot să aduc la același numitor. Primul numitor, x pătrat minus 3x. Observ că x este factor comun și voi scrie x pe lângă x minus 3. Al doilea numitor, x pătrat minus 4x, observ că și aici am pe x factor comun și voi scrie x pe lângă x minus 4. Iar ultimul numitor, x pătrat minus 7x plus 12, folosesc din nou artificiul de calcul și mă gândesc care este produsul a două numere să fie 12 și suma al minus 7 și pe minus 7x îl sparg în minus 3x minus 4x și acesta se poate scrie x pătrat minus 3x minus 4x plus 12. Între primii doi termeni voi da pe x factor comun și voi obține x pe lângă x minus 3, iar între ultimii doi termeni îl voi da pe minus 4 factor comun și voi da minus 4 pe lângă x minus 3. Observ că x minus 3 este din nou factor comun și voi obține x minus 3 pe lângă x minus 4. Deci, voi înlocui din nou în expresia respectivă. La primul numitor voi scrie x pe lângă x minus 3, al doilea x pe lângă x minus 4, minus 1 supra x minus 3 pe lângă x minus 4. Amplificăm, observ că numitorul meu comun este x, x minus 3 și x minus 4. Deci pe prima fracție cu x minus 4, pe a doua cu x minus 3 și pe ultima fracție cu x. Și voi obține x minus 4 plus 2 pe lângă x minus 3 minus 1 ori x fac x. Egal mai departe, x minus 4 plus 2x fac distributivitatea, minus 6, minus x, supra x pe lângă x minus 3 pe lângă x minus 4. Asta înseamnă, adun termenii asemenea, observ că x cu minus x se reduc și îmi dă 2x, minus 4 și cu minus 6 fac minus 10, supra x pe lângă x minus 3 pe lângă x minus 4. Ce înseamnă? Cerința mea era ca această expresie să fie egală cu 0. Deci egalez numărătorul cu 0. 2x minus 10 egal cu 0, rezultă 2x egal cu 10, rezultă că x egal cu 5. Rezultă, corect, este punctul B. Exercițiul 7. Se dă această expresie. X pătrat minus 8x plus 12 supra x pătrat minus 6x plus 8 plus x pătrat minus x minus 6 supra x pătrat minus 7x plus 12. Unde x aparține în reale minus elementele 2, 3, 4. Pentru prima dată încerc să calculez e de 0. Ca să calculez e de 0, pentru că este o noțiune nouă pe care n-am folosit-o deloc, înseamnă că în locul lui x voi pune 0. Și voi înlocui și voi obține 0 minus 0 plus 12 supra 0 minus 0 plus 8 plus 0 minus 0 minus 6 supra 0 minus 0 plus 12. Voi obține 12 pe 8 minus 6 pe 12. Aduc la același numitor. Numitorul comun între 8 și 12 este 24. Prima fracție am privit cu 3, pe a doua cu 2 și voi obține 3 ori 12, 36 pe 24, minus 2 ori 6, 12 pe 24, voi obține 24 pe 24, care îmi dă rezultatul 1. Mai departe, ca să determin valorile lui x pentru care expresia este bine definită, am mai făcut puțin înainte lucrul acesta, asta înseamnă că numitorii mei trebuie să fie diferit de 0 și pun condiția ca fiecare numitor să fie diferit de 0. Mă întorc înapoi la exercițiu, iar la punctul C îmi cere să arăt că x pătrat minus x minus 6 îmi dă produsul dintre x minus 3 și x plus 2. Voi avea din nou artificiul de calcul și mă gândesc care e produsul a două numere să fie minus 6 și suma minus 3. Și voi obține minus 3 plus 2 fac minus 6 și minus 3 plus 2 fac minus 1. Deci voi rescrie x pătrat minus x minus 6, se poate scrie ca x pătrat minus 3x plus 2x minus 6, între primii doi factori comuni este x pe lângă x minus 3 și între ultimii doi este 2 pe lângă x minus 3. Observ că x minus 3 este din nou factor comun și îl voi da x minus 3 pe lângă x plus 2. Stimați elevi, pe pagina de Facebook a emisiunii veți găsi exercițiile care au mai rămas, pe care le veți putea rezolva ca să vă poată ajuta în rezolvarea acestei teme pe care o aveți voi în manual. Vă doresc succes și numai bine!
nu-ți fie teamă că înaintezi prea încet. Teme-te dacă te oprești. Nu renunțați, oricât de greu progresați. Doar așa veți obține succesul. Atât pentru această dimineață, prieteni. Până data viitoare, găsiți pe pagina de Facebook Teleșcoala TVR suportul de curs și alte informații utile pentru voi. Dacă vreți să revedeți emisiunile, acestea sunt disponibile online pe site-ul tvr.ro sau pe canalul de YouTube al Televiziunii Române.